În ultimele 4 zile, în atenția medicilor, au ajuns 5 persoane mușcate de căpușe. Vremea caldă de afară ascunde pericole serioase. Soarele fierbinte i-a determinat pe botoșăneni să iasă cu familiile la iarbă verde. Plimbarea s-a terminat însă pentru unii la unitatea de primiri urgențe, acolo unde medicii le-au scos căpușele intrate sub piele. S-au prezentat în secția noastră un număr de 5 pacienți cu mușcători de căpușe. Au fost consultați și tratați în secția noastră și apoi dirijați la secția de boli infecțioase pentru tratament profilactic, dacă e necesar, pentru boala Lyme. Cadrele medicale avertizează că prezentarea la medic după înțepătura unei căpușe trebuie făcută de îndată. În cazul în care acest fapt este ignorat, consecințele pot fi fatale. Medicii botoșeneni trag un semnal de alarmă. Mușcătura de căpușă poate fi extrem de periculoasă pentru copii și pentru adulți, deoarece, prin intermediul înțepăturii, se pot transmite numeroase boli. Manifestările bolilor transmise de căpușe debutează la câteva zile sau săptămâni după mușcătură. De aceea, medicii nu pot suspecta imediat o boală provocată de căpușe.